Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Ești o individualistă tradițională. Chiar dacă sună dur, ești un reformator cu vizibilitate, care se simte mult mai calm realizându-și ideile inovatoare în cadrul stabilite de tradiție. Tu nu-ți permiți să te îngrijești de bunăstarea altora dacă interferează cu obiectivele tale personale. Fiind iubitoare de libertate și întreprinzătoare, practică și persistentă, ești capabilă să profiți de succes atât în proiecte comerciale, cât și în proiecte caritabile. În viață, tema centrală și constant prezentă este întoarcerea. Nu ești printre cei care dispar pentru mult timp, ai o abilitate uimitoare de a ieși treptat sau brânsc, din cele mai dificile situații, atât private, cât și publice. La nivel personal, poți suporta cu ușurință o boală, te poți recupera rapidă din răni grave și tulburări, și chiar pur și simplu de eșecurile cotidiene. După ce ai suferit un fiasco zdrobitor, ești capabilă să restabilești repede o reputație curată și poți fi pur și simplu de neînlocuit, asumându-ți un rol principal în restabilirea drepturilor legitime ale oricărui grup social. Semnul zodiacal capricorn este direct legat de semnele elementului pământ care se disting prin următoarele calități: conducere, concretență, metodicitate, severitate, responsabilitate, exactitate, devotament. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Luna. Ea este responsabilă pentru severitate, precum și pentru lipsa de emoție. Poziția pe cercul zodiacal caldă personalității tale puterea și capacitatea de a te ridica și de a te recupera după orice eșecuri și înfrângeri. Dacă ceva eșuat, vei prelua din nou problema, din nou și din nou, până când perseverența ta depășește circumstanțele negative și până când reușești. Ție ți este ușor să ieși din orice situație dificilă, ești plină de resurse și inteligență, nu te pierzi, ești în stare nu numai să te ridici în picioare după nenorocirea pe care ai suferit-o, ci și să conduci un grup de nefericiți la fel ca tine. Îi conduci la succes și victorie. Este necesar să menționez că nu ești foarte flexibilă, dar persistentă. O știi. Aceste calități te ajută să supraviețuiești fizic în situații cu adevărat incredibile. Chiar mai impresionant este capacitatea ta de a retrei șocurile emoționale. Evident, motivul pentru astfel de abilități uimitoare constă în încrederea ta inerentă și abilitatea de a lăsa trecutul în urmă ta, continuând să avansezi. Toate acestea, desigur, nu înseamnă că ești o ființă supranaturală pentru care pierderea ceva drag nu contează. Din potrivă, puțini oameni se îndoiesc că sentimentele tale sunt foarte adânci și foarte puternice. Totuși, cu un cap care drumul pasiunilor, după ce ai suferit o înfrângere, te recuperezi instantaneu din loviturile soartei, mai mult, ești gata să te repezi din nou în luptă. Ai resurse enorme. Obișnuiești să asculți rutina internă, nu îți pierzi niciodată energia. Din acest motiv, ești ideală pentru rolul managerilor de proiecte de grup, deoarece într-o astfel de situație nu numai că vei aduce beneficii destul de tangibile cauzei, ci vei demonstra, de asemenea, cele mai bune calități. Cu toate acestea, nu trebuie întotdeauna să fii prea optimistă în opiniile tale. Convingerea nerezonabilă că orice problemă poate fi rezolvată prin metode raționale, uneori, aduce nu numai beneficii ci și rău. Datorită atitudinii tale altruist pozitive față de ceilalți, nu poți să acorzi atenție sau o importanță deosebită energiilor puternice, iraționale sau subconștiente, care pot provoca daune grave pentru tine însăți. O altă problemă este inclinația ta spre satisfacție, de obicei manifestată după ce supraviețuiești unei perioade de incertitudine sau de instabilitate în viața ta. Desigur, relaxarea într-o astfel de situație este destul de naturală și chiar necesară, dar nu trebuie să uiți niciodată de calități precum spontaneitatea, creativitatea și dorința de dezvoltare spirituală. Adesea se întâmplă ca, odată cu vârsta, să începi să acorzi din ce în ce mai puțin atenție vieții tale personale și să te identifice din ce în ce mai mult cu munca ta. Cu toate acestea, trebuie doar să găsești curaj în tine însăți și uneori să urmezi impulsurile inimii tale, chiar dacă aceasta ar putea însemna schimbarea imaginii obișnuite sau pierderea unui loc convenabil într-o nișă socială. Te caracterizezi prin astfel de proprietăți, ești o doamnă stabilizatoare, loială. Prudentă. Poți fi cunoscute pentru forța interioară enormă, pentru energia naturală și pentru o mare rezervă internă. Ești obișnuită să-ți salvezi puterea și să trăiești în funcție de programul propriu individualizat. Tu diferi de reprezentanții standard ai capricornului în faptul că ești capabilă să te pierzi, referindu-mă la înfrângerea ta în sens filosofic. Tu nu te vei îngriji de acest lucru, dar pur și simplu, după un timp, vei face o nouă încercare. Ești foarte tenace și capabilă să scapi din cea mai dificilă situație. Dacă trebuie să cazi din poziție pentru un timp, te reabilitezi repede și îți revii la îndatoririle tale. Fie că este vorba de o boală, de un accident sau de o fractură, te recuperezi din această cauză cu o viteză uimitoare și cu cea mai mică pierdere. Dacă suferi de depresie sau traume psihice, îți revii repede din această stare și, ca o pisică, vei sta întotdeauna pe toate cele patru labe. De asemenea, poți foarte bine să protejezi drepturile celorlalți și să-i ajuți pe cei aflați în dificultate. Ai o minte plină de viață, permițându-ți să te adaptezi cu ușurință la orice circumstanțe înconjurătoare. Norocul este întotdeauna de partea ta. Reușești să supraviețuiești în condiții incredibile? Chiar dacă rezultatul ar fi tragic dacă alte persoane ar fi în locul tău, dezastrele morale groaznice nu lasă amprente în sufletul tău, rănile tale mentale și fizice se vindecă fără urmă, tu știi să închizi ușa trecutului și să nu o deschizi niciodată, credința ta într-un viitor mai bun îți trezește dorința de a merge mai departe. Cu toate acestea, Ești capabilă să experimentezi din plin tragediile care ți se întâmplă și să te predai complet sentimentelor tale, dar păstrezi amintirea adânc în sufletul tău și niciodată nu revii la acest lucru. Ca o pasăre Fionix, renăscută din propria cenușă, te renoiești în trup și suflet și dobândești o nouă forță pentru a lupta din nou cu vicisitudinile soartei ești conștientă de faptul că în această viață succesul alternează cu căderile și trebuie să le poți accepta ca inevitabile, iar dacă întâmpini greutăți, ești fericită că ar trebui să se întâmple ceva bun data viitoare. Te bucuri să-ți organizezi rutina zilnică și să-ți planifici totul înainte ca să acționezi, ceea ce te ajută să nu-ți pierzi puterea în zadar. Prin urmare, ca lider, Calitățile tale se manifestă cel mai eficient și sunt asigurate acțiunile organizate ale întrege echipe. Dar uneori credința ta că orice problemă poate fi rezolvată se întoarce împotriva ta. Este posibil să nu iei măsurile necesare la timp și ți dai seama că este prea târziu. Dacă în viața ta există o linie de stabilitate, îți poți pierde instinctul și, în caz de pericol, nu răspunzi la timp. Tensiunea constantă împiedică dezvoltarea ta spirituală și te împiedică să realizezi corect scopul tău în viață. Pentru a-ți atinge dorințele în viață personală, uneori trebuie să alegi între poziția socială și atașamentul tău, dragoste și compatibilitate. Într-o relație strânsă, ești o parteneră pasionată și iubitoare, dar ai nevoie de o mare libertate personală, ești devotată societății. Ai sentimente puternice pentru familie. Oricine se poate baza pe tine, ești credincioasă partenerului tău, stabilă în relații, într-un cuvânt, o parteneră de încredere. Cu toate acestea, nu vei tolera o persoană exigentă și înfometată de putere, preferând pe cineva care poate înțelege natura și obișnuința ta de a-ți dedica timpul multor interese. Ar trebui, în căutarea celei de-a doua jumătăți, să acorzi mai întâi atenție reprezentanților fecioarei, scorpionului și peștilor, cu aceste semne ai cele mai mari șanse de a crea o căsnicie fericită. Există opțiuni destul de bune pentru a crea o familie stabilă în rândul reprezentanților capricornului, cu taurul și vărsătorul, unde va exista o aliniere destul de bună a cuplurilor, dar trebuie să înveți să dai și să respecti opiniile altora. Nu există practic opțiunii bune cu leul, berbecul și săgetătorul. Șanse mici pentru o căsătorie de succes ai curacul și balanța. Locuri de muncă și carieră Poți fi renumită pentru puterea ta enormă și pentru rezervele interne mari. Ești obișnuită să-ți economisești puterea și să trăiești în funcție de programul tău personal. Prin urmare ești întotdeauna capabilă să lupți sau să-ți exerciți excesul forțelor interne asupra echipei prin conducere. Pericolul este să întorci capul prea bucuros și pozitiv. Mai mult în realism și atenție este necesară. Încântarea nu ar trebui să interfereze cu simțul realității. Încrederea ta în sine, bazată pe experiența ta strălucitoare, poate, de asemenea, să te ducă la succes continuu. Totuși, Într-o zi nefastă te poți confrunta cu o astfel de problemă pe care nu o vei putea rezolva cu o singură lovitură, prin urmare, stai cu picioarele pe pământ și nu te considera omnipotentă, nu te juca în zadar cu norocul tău, nu subestima puterea sentimentelor și a emoțiilor, precum și străinii care le pot provoca. De obicei, după o perioadă de furtuni și lupte, atinge o anumită stabilitate și calm în viața ta imediat ți se trezește mândria. Este meritată ca un sentiment de bucurie al câștigătorului, dar nu o lăsa să te umple cu totul. Relaxează-te, amintește-ți că este importantă nu numai perseverența și munca grea zi după zi, metoda ta favorită, ci și inspirația, impulsul, creativitatea liberă, fără legături cu limitele impuse, sănătate și boli, capacitatea ta de a te reface rapid, atât din punct de vedere fizic cât și moral, are un efect pozitiv asupra sănătății tale. Cu toate acestea, nu trebuie neglijate măsurile preventive. Ar trebui să răți că tratamentul în primele etape are mai mult succes decât în cazul simptomelor neglijate. Poți să-ți menții corpul într-o formă sănătoasă, datorită exercițiilor fizice active, somnului bun, restricționării consumului de grăsimi și a zahărului. Pentru tine este vital să nu-ți supraestimezi rezistența. Nu ar trebui să te bazezi pe faptul că vei fi întotdeauna autovindecată de toate bolile. Nu poți neglija inspecțiile de rutină ale medicilor. Destinul și norocul, te-ai născut sub o stea norocoasă. Ea este peste tot, în toate categoriile de viață, cu noroc și succes și, o sănătate bună. Ești puternică, hotărâtă? Ești optimizat în ceea ce privește viața ta, rezolvând cu ușurință toate problemele. Datorită perseverenței tale, a inteligenței, a cunoștințelor, a muncii de pline, vei putea atinge înălțimi mari. Totul în viață este realizat de tine însăți, fără să te bazezi pe nimeni. Ai mulți prieteni, oamenii cărora le place să comunice cu tine, deoarece simți sinceritatea și bunătatea ta. Sfaturi pentru tine. Ce alte capcane pândesc în tine? După mulți ani petrecuți la locul de muncă, există pericolul de a începe să te asociezi pe deplin cu lucrurile preferate. Mai ales dacă ești singură, nu ești împovărată de familie, ești inclinată spre acest lucru. Ar trebui să-ți amintești că tu și lucrarea ta nu sunteți același lucru, indiferent cât de mult îți iubești munca. Nu uita de beneficiile flexibilității și spontaneității. Nu poți subordona totul în jurul unui plan rigid. Simte-te liberă să ceri altora sfaturi sau ajutor. Apreciază ce dă suflare vieții. Uneori trebuie să acționezi sub influența sentimentelor, și nu a minții. Viața nu poate fi stabilită pentru mulți ani care urmează. Asigură-te că încerci să te implici în creativitate. Chiar dacă inițial ți se pare a fi proastă, ridicolă sau doar leneșă, urmează-ți impulsurile și dorințele tale stupide, răsfăță sufletul și emoționalitatea ta. Uneori, de dragul acestor lucruri mici, nu este nici măcar necesar să sacrifici o carieră, o viață de familie sau o reputația, ce cadouri ți se potrivesc, ești o fire practică, nu-ți plac surprizele în ești un gardian al vetrei familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lună. Tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă, în general. Lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri, pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal, acesta este un portret general pentru tine, te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.